Bună ziua! Astăzi vom vorbi despre glanda epifiză sau glanda pineală. Această glandă aparține epitalamusului, care este component diencefalic. În epitalamus, în afară de glanda epifiză, se găsește și nucleul olfactiv, osomatic sau nucleul habenular, care orientează corpul în funcție de stimuli olfactivi. Glanda epifiză se află între coliculi quadrigemen superior sau tuberculi quadrigemen superior, care știm că sunt pe partea posterioară a mezencefalului. Vedem deasupra corpul calos și sub glanda epifiză coliculi quadrigemen superior, practic ea se află între aceștia. Dacă mărim imaginea mult, vedem că această glandă pineală este pe partea posterioară și iată, imediat lângă aceasta se află coliculi quadrigemen superior și apoi cei inferiori și component al epitalamusului. Se numește glandă pineală pentru că are formă de con de pin. În stroma sa există celule gliale sau nevroglii speciale numite pinealocite, celule conjunctive, vase de sânge, fibre vegetative postganglionare simpatice, pentru că vom vedea glanda pineală primește impulsul prin aceste fibre simpatice postganglionare legate de variațiile luminii. Deci aceasta a fost localizarea și structura histologică a epifizei. Dacă luăm hormoni, aceștia sunt doi hormoni, melatonină și vasopresină. Melatonina este hormonul principal. Această melatonină are efect inhibitor asupra eliberării gonadotrop release hormon, neurohormonului stimulator pentru hormonii gonadotrop FSH și LH. Acest gonadotrop release hormon, neurohormon stimulator prin sistemul vascular port hipotalamă-hipofizar ajunge la adenohipofiză. Adenohipofiza a trebuit să elibereze hormonii gonadotropi care prin sânge ajung la glandele sexuale, influențându-le atât funcția sexuală exocrină cât și cea endocrină, secreția de hormoni sexuali. Ei bine, melatonina inhibă eliberarea acestor hormoni gonadotropi, release hormon stimulator de gonadotropi. Și atunci, iată că putem spune că ea inhibă funcțiile glandelor sexuale. De asemenea, influențează, putem spune că ea controlează activitatea gonadelor de-a lungul perioadei fertile, de-a lungul nașterii, în lipsa influențelor epifizare, în lipsa epifizei apare o pubertate precoce. Mai mult, melatonina inhibă axul hipotalamo-hipofizo-cortico-suprarenalian. Practic, ea la fel inhibă eliberarea de corticotrop release hormon, neurohormonul stimulator pentru ACTH, pentru corticotropină. Atunci ACTH-ul nu se mai produce și nici corticosuprarenala nu va produce hormonii glucocorticoizi, cortizolul și aldosteronul. Deci, iată influențe inhibitoare ale melatoninei asupra două axe, hipotalamo-hipofizo, gonadotrope și corticosuprarenaliene. Vasotocina exercită efecte inhibitorii antigonadotrope, mai ales asupra LH, asupra lutein hormonului. Extractele de secretorii de epifiză au și efecte metabolice importante asupra metabolismului general, asupra metabolismului lipidic, glucidic, proteic și chiar asupra metabolismului mineral. Epifiza are legături strânse cu retina și vom vedea că lumina inhibă melatonina, iar întunericul o stimulează. Iată,
mecanismul de reglare al secreției epifizare în funcție de intensitatea luminii. Deci stimuli luminoși acționează asupra receptorilor vizuali de la nivelul retinei. De aici pornește nervul optic, care știm că duce informații din jumătatea nazală și temporală a retinii de aceeași parte. La nivelul chiasmei optice, nervul optic se continuă cu tractul optic, care duce informații din jumătatea temporală a ochiului de pe partea respectivă și jumătatea nazală de pe partea opusă. Din acest tract optic se desprind fibre, un tract reticulohipotalamic ajungem la nuclei hipotalamici și de aici ajung impulsurile la coarnele laterale ale măduvei spinării, zona toracală 1, și se face sinapsa cu neuronii visceromotori preganglionari mielinici din jumătatea anterioară a coarnului lateral. Acesta părăsește măduva spinării prin rădăcina anterioară, nervul spinal traversează trunchiul și prin ramura comunicantă albă ajunge în ganglion paravertebral sau laterovertebral cervical superior. La nivelul acestui ganglion paravertebral cervical superior se face sinapsă cu neuron amielinic postganglionar și aceste fibre simpatice sau neuroni simpatici postganglionari ajung până la glanda epifiză și iată că lumina inhibă secreția de melatonină, iar întunericul o stimulează. Deci vedem că ritmul circadian, adică alternanța zi-noapte, induce variații în activitatea glandei epifize. Glanda pineală este considerată, să știți, un organ fotosensibil. Practic este un vestigiu al ochiului pineal al reptilelor cu rol în fotorecepție și la animalele respective și datorită aferențelor de la sistemul optic, epifiza poate condiționa activitatea multor alte glande endocrine prin intermediul hipotalamusului sau independent de acesta, adaptându-le astfel secreția glandelor la ritmurile nictemerale, noapte, zi, la ritmul circadian, ritmul de 24 de ore, conferindu-le un aspect ciclic. Deci efect metabolic important, efect asupra tuturor metabolismelor, efect antigonadotrop, în special melatonina, dar și vasotocina, care inhibă LH-ul. Iată, aceasta a fost glanda epifiză și speranța că v-am fost de ajutor. Vă mulțumesc, vă urez o zi frumoasă. Nu uitați să vă abonați. La revedere!